Pentru că dacă anul trecut nu ne-am putut întâlni la festivitate, astăzi ne întâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu și să trecem cu toții peste această pandemie, peste această boală și mulțumim Dumnezeu pentru că ne dă nouă viață și vouă absolvenților vă dăruiesc, vă îndemn să aveți multă, multă înțelegere, pricepere, înțelepciune și baftă multă la examene. Mulțumim, doamne primar, pentru buna colaborare între instituțiile noastre și pe mai departe, împreună cu voi, dragi absolvenți, cu părinții și cu toată lumea, să ducem pe mai departe tot ceea ce înseamnă învățământ, tradiție, cultură, religie de pe această frumoasă vale a Mureșului Superior. Dragi absolvenți, prețuiți ceea ce ați acumulat în acești ani. Fiți recunoscători celor care v-au sprijinit, înțeles și îndrumat, adică profesorilor voștri, respectați pe cei care v-au iubit necondiționat și au investit în voi tot ce aveau mai bun, material și spiritual, adică părinții voștri. Și să nu aveți impresia că învățătura se încheie aici. Pentru cei care își vor continua studiile, ea va lua forma cursurilor universitare, iar pentru ceilalți să vă regăsiți în experiențe de viață. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor, spunea Eleanor Roosevelt. Iar Colin Powell o completează. Un vis nu devine realitate prin magie. Este nevoie de sudoare, determinare și muncă grea. Vă urez să găsiți și voi determinarea de a vă îndeplini visele. Eu nu pot decât să vă adresez un cuvânt de felicitare, să vă spun că sunt mândră că astăzi avem absolvenți de liceu la DEDA, să vă doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine și să rămână respectul pentru cadrele didactice care v-au educat, care v-au pregătit pentru viață și DEDA va fi o localitate frumoasă în care mi-aș dori să reveniți cu plăcere și să aveți un cuvânt de laudă la adresa liceului din DEDA, la adresa noastră a celor care depunem eforturi pentru ca voi să puteți învăța și să deveniți oameni de nădejde. Mulțumim părinților pentru sprijinul acordat pe perioada cât dumneavoastră ați fost elevii acestui liceu și dumnealor le dorim sănătate multă și vă asigurăm că pandemia aceasta, dacă va trece, vom putea face lucruri frumoase atât pentru cetățenii comune, cât și pentru dumneavoastră. Mult, mult, mult succes, felicitări cadrelor didactice și vă rog să-mi permiteți ca numele primăriei DEDA să vă aduc cele mai calde felicitări pentru acest moment emoționant, pentru acest moment frumos din viața dumneavoastră, care este o sărbătoare și pentru care meritați tot respectul și toată lauda. Vă mulțumesc! Conducerea Liceului Tehnologic Vasile Netea Deda oferă distinția de șef de promoție elevelor Vodă Ștefania și Frenț Claudia din clasa a 12-a pentru rezultate excepționale obținute la învățătură pe parcursul anilor școlari și pentru absolvirea învățământului liceal cu media 9,93. Am învățat multe pe băncile școlii, dar nu am învățat încă să ne luăm rămas bun. Ne vine greu să părăsim acest loc, acești oameni, dar totodată suntem conștienți că aceasta este felul în care decurge viața. Iar tot ce mai putem face este să ne bucurăm de clipa pe care o avem. But committed no crime and bad mistake.